Mercedes-Benz a depus la autoritățile din România mai multe notificări privind rechemări ale modelelor sale în service pentru defecte posibile care ar afecta siguranța pasagerilor. Aproape 600 de unități, modelele A-Class, B-Class, CLA-Class și GLA-Class, modele extrem de populare datorită designului lor, pot avea probleme cu sistemul de frânare. Cea mai importantă rechemare este pentru G-Class, un SUV de lux care costă peste 90.000 de euro. Pe scurt, șoferul se poate trezi că nu mai are frână, pedala devenind brusc foarte rigidă. Motivul este dat de conducta de vacuum a servofrânei care se poate rupe. Într-o situație limită, acest lucru se poate solda cu pierderea controlului mașinii. Mercedes-Benz România a anunțat că va chema proprietarii în service pentru a le înlocui conducta de vacuum. Sunt vizate 694 de vehicule.